care vine să îi extindă ceea ce facem noi, dar are și anumite particularități pe care o să vreau un pic să îl accent. Deci primul obiectiv pe care ne l-am propus a fost să ne extindem atelierul nostru de croietorie de la Iași, pentru că știți că locurile de muncă, crearea de locuri de muncă este în dependență de capacitatea de producție, capacitatea de a putea să faci anumite produse și să le vinzi pe piață și de cererile care există pe piață. Pentru că noi avem această cerere pe partea de producție.